Săptămâna trecută, responsabilii din primărie anunțau că pasajul Horticolei va fi redeschis circulației auto. Traficul rutier ar fi putut fi reluat în această săptămână după trasarea marcajelor pe carosabil. Acestea au fost realizate conform programării, numai că împreună cu cei de la circulație, constructorul a decis să mențină traficul oprit până la finalizarea căilor pietonale. Cele două spații laterale rezervate pentru pietoni au fost separate de carosabil printr-un parapet înalt de beton, care urmează să fie vopsit zilele acestea în funcție de condițiile meteo. De asemenea, mai trebuie fixate și balustradele, care nu au fost amplasate decât pe porțiunea care traversează șoseaua. Mai sunt de executat și alte lucrări, dar constructorul se înscrie în termenele contractuale și nu vor fi întârzieri. În ceea ce privește pasajul Horticolei, constructorul s-a încadrat în cheltuielile alocate de guvern. Din primele informații se pare că lucrarea este destul de consistentă și, cel puțin pentru o lungă perioadă de timp, noi sperăm că nu vom mai avea probleme cu acest pod. Circulația ar putea fi reluată pe pasajul de la Marghiloman, care face legătura între Bulevardul Republicii și strada Horticolei, la jumătatea lunii februarie.